această vară, când am intrat în beci, în acest beci, am intrat ca să fac curățenie. Erau niște rafturi joase, dar putrezite, pline de carii. Și le-am scos, am scos totul. Am făcut curat, am măturat pereții pentru că erau din pământ și era plin de scame. Da, e o casă bătrânească, aici deasupra este o cameră. Beciul este înalt, 2,20 m, lățimea 2,40 m și lungimea 2,60 m. Și am spus să bag ca întăritură niște plasă de Buzău, care o să vă arăt cum este. Da, am pus plasa de Buzău, am prins-o de perete foarte bine. Aceasta este una dintre aerisiri. Da? Acolo se vede acele pătrățele de la plasă. Și apoi am cimentuit. Deci aceasta este podina, grinzile, da, care trebuie și ele înlocuite sau adăugate alte grinzi noi. Aici raftul, întreg raftul l-am legat de o grindă, ceva la vreun cutremur poate să ducă raftul cu totul, da? Așa stă mai bine. Acestea sunt rafturile. Deci astea de aici nu sunt date vopsite, adică nu sunt date cu ulei de in, pentru că cu ulei de in, unde sunt aici, o să dau aceste rafturi, iar acestea sunt date, da? Am început la ele. Uleiul de in este foarte bun, îl consider fiind mai bun și ca vopseaua. Și vă spun și de ce, pentru că uleiul de in pătrunde în lemn, da? Tratează lemnul, nu mai intră nici gândacii de lemn, ca să zic așa, da, ca să roadă, nu putrezește și, nu știu exact, probabil este făcut din un, este un ulei vegetal care este tratat, probabil fiert și mai conține și rășină. Bine, întotdeauna, să știi, cele mai bune uleiuri sunt și, bineînțeles, mai scumpe. Deci acesta este mai subțire și miroase a diluant, e bineînțeles mai puțin calitativ, iar acesta este gros, da, și nu prea are miros, deci e mai bun, așa consider eu, când așa le-am găsit. Bine, aceste rafturi o să le folosesc pentru produse care le vom ține aici iarna, la conservate, cum ar fi gemuri și altele, da? Fructii de depozitat, da? Pentru un timp. Acestea sunt uneltele, deci doar cu aceste unelte am făcut eu totul. Am și o scară aici în spate pe care o să vă arăt, da? E făcută doar din fierăstrău și holșuruburi, da? Negrese din acestea. Sunt foarte practice. Bineînțeles, diferite dimensiuni. M-am folosit de această șurubelniță, o cheie franceză cu care am strâns lemnele ca să fie ele mai bine presate și să le prind în holșuruburi, acest fierăstrău care practic am făcut totul cu el și o bormașină manuală cu care am mai dat niște găuri ca să ajutătoare, așa ca să intre holșurubul mai bine. Aceasta este și scara. Da? O scară, zic eu, foarte bună. Are și un mâner de susținere ca să urci sus și să cobori, să te ții de el. Da? Clapa, așa îi spun eu, beciului este aici deasupra și ea am făcut-o din nou, este nouă, dintr-un lemn masiv și greu. Da? E mai bine așa. Da? Toate au fost date cu ulei de lac, se poate vedea și scara. Aici pe mijloc sunt niște picioare de susținere pentru că podina este putrezită undeva acolo și ca să nu să crape ceva, a fost pus
au fost puși acești pari. Dar eu o să-i scot atunci când vei mai avea resurse să renovezi și podina, sau cum să-i zic. Acestea sunt doar niște idei pe care eu am încercat să le prezint, cum am făcut eu beciul. Da? Poate că în alte părți să spune altfel, eu așa, în zona unde locuiesc, așa să spune, așa știu, groapă, beci, cum vreți dumneavoastră să spuneți. Doar la raft m-am folosit de internet, deci nu știam prima dată așa, ca model, dar aveam în cap o schiță și apoi nici nu m-am mai uitat pentru că mi-am dat seama cum să face. Și scara, bineînțeles, am făcut-o de la un model de la un prieten pe care am văzut la munte și am făcut și eu, nici nu am mai fost nevoie să mă uit la ceva pentru că am reușit din să o fac. Eu vă doresc o zi bună și nu uitați să vă abonați la acest canal. Toate cele bune!